De aceea, în funcție de președinte al Republicii Moldova, vă promit și mi-asum angajamentul public pentru întreprinderea, în primul rând, unele dintre primele acțiuni vor fi următoarele. 1. Voi întreprinde toate acțiunile necesare pentru a interzice prin lege unionismul în Republica Moldova. Tot felul de unionism și cei care vor să unească în Est și în Vest. Noi trebuie să păstrăm statalitatea Republicii Moldova. 2. Codul educațional trebuie modificat și va fi modificat. Va veni cu inițiativa ca în școli să fie predată istoria Moldovei. Noi suntem un stat care avem o istorie bogată. O istorie de peste 560, dacă total exact să spunem 567 de ani. Deja, statul nostru moldovenesc. Avem cu cine mândri, avem istoria noastră. Pe parcursul mai multor secole, noi am luptat pentru acest pământ, strămoșii noștri au luptat. De aceea trebuie să învățăm istoria țării noastre, istoria Moldovei. 3. Vă promit că voi modifica componența Consiliului Superior de Securitate. Acolo trebuie să fie patrioți adevărat, stataliști. Nu ceea ce avem acum, diferiți unioniști, cei care pledează pentru lichidarea statalității.